Zea că a venit rinocerul ăla negru. Pulling up, pulling up, shut it down when I'm pulling up. Come around when I'm pulling up, in my town and I'm pulling up. Ready for anything, anyone, know that I get it done. In advance, I'll be pulling up, tell your friends cause I'm pulling up. Salutare, sunt Horatiu de la Black Staff și astăzi facem o despachetare, ne-au venit jantele de la Forrester. Vedem, să vedem un pic ce ne-au băgat băieții ăștia în colet. Le-am comandat printr-o firmă din Marea Britanie, LK Performance le spune. Băieții ăștia s-au mișcat foarte repede, au transport săptămânal din America. Practic au făcut ei importul, le-au verificat, au pus fitting kit-ul înăuntru, practic inele de centrare, prezoane. Să sperăm că e totul complet, totul negru am cerut, rinocer negri, fitting kit negru, Black Staff, totul negru, până aici. Desfacem cutiile, verificăm și să sperăm că totul e în regulă. N-aș vrea să le trimit înapoi în UK. După cum spuneam, LK Performance s-a ocupat de import, practic ei le-au desfăcut, le-au verificat. Vreau să vă arăt un pic dimensiunile. Deci este vorba de niște jante pe 16, lățimea 7J, ET-ul destul de mic, 15, în culoarea Gun Black. Să sperăm că sunt mate, nu sunt foarte lucioase. Vom vedea imediat. Am mai pus și suplimentar în colțuri. Niște întărituri, niște ranforsări. Hai să vedem. Poate le tai. Să facem lama mică, mică. Sau să facem altă schemă. Dăm un pic pe laterale și o ridicăm. Poate avem noroc să nimerim chiar fața jantei. Să sperăm că nu-i spatele. Suspans. Maxim. Tam. Hai mă, ieși. Nu vrea. Hai că iese. Așa. Ia să vedem. 1, 2, 3 și... șmecherie. Ia uite ce jăntuțe fie. Atent ce finish-o. Nu sunt chiar mate, au un pic de metal în ele, mate metalizat să zic așa, ceva de genul, sper să nu vorbesc prostii că nu le am cu culorile. Foarte ușoare, foarte ușoare. Mișto de tot. Arată foarte bine. Calitatea... într-adevăr, este așa cum trebuie. O să luăm în detaliu un pic mai încolo, ne uităm mai bine. Hai să vedem ce au mai băgat ăștia în cutia asta. Capacul. Deci deocamdată fără fitting kit, vedem în ce cutie e. Avem și căpăcelul. Asta e căpăcelul. Black Rhino. Sper că l-am centrat la cameră. Care vine, pac, aici. Șmuf, dar nu-l îndesăm acum. N-are rost să-l scoți, să-l bat 1000 de ori. După ce montăm anvelopele, după ce va fi echilibrat totul. Foarte mișto. Sunt încântat. Hai să căutăm și fitting kit-ul. Bineînțeles că în ultima cutie am găsit și kit-ul de instalare. Ia să vedem ăsta ce are înăuntru. Da, tot cu cutterul.
Deci menționez, kitul ăsta de instalare e pus de cei de la LK Performance, deci nu vine de la producător. Așa au ei oferta, cam tot ce vând. Îți dau kit de instalare. Bine, eu am cerut suplimentar să fie negre, să am și antifurt, piulițe cu antifurt, să vedem dacă au pus ce vreau eu. Că nu am văzut în poze sau ceva cum arată. Așa. Bun, ăsta este kitul de piulițe cu antifurt. Niște piulițe negre, nimic special. Însă pe pasul de Subaru totul, da? Deci metric 12 cu 1.25 pas. Și aici restul de piulițe negre, care arată cam așa. Niște piulițe, nu ceva foarte special. Să vedem cât ține și vopseaua pe ele. Da, cred că îmi vor mai trebui ventilele, cum le spune, îmi scapă. Pe unde umfli roata. Astea. Nu știu cum le zice. Îmi scapă. Supape, ventile, nu contează. Inele de centrare. Deci astea n-ar fi fost o problemă dacă nu veneau, că aveam unde să le facem în Brașov. Da, vin mișto inscripționate. Deci nu cred că sunt făcute la strung la CNC. Cred că sunt turnate ca o inscripționare aici. Dimensiunea de la cât la cât fac reducția. În cazul ăsta de la 72 la 56,1 ar trebui, da. Okay. Valve, așa le zice la valve. Hai să vedem, am zis supape, top acolo. Hai să vedem, poate am noroc să găsești ceva valve, dar nu cred. Na, fără valve. Aia e, trebuie să luăm niște valve șmechere. Vedem unde găsim niște valve, ok. Ideea e că aș putea să pun orice fel de valvă, că practic e îngropată. E îngropată aici, e safe, nu atingi, nu o rupi. Aș putea să pun valvă normală de cauciuc. Vedem, ne mai gândim. Hai să facem și o prezentare în detaliu pentru modelul efectiv al jantei. Să vă arăt ceva și pe spate. Pe lângă caracteristici, mai avem două inscripționări. Designed in USA și Made in China. Parcă sună cunoscut, mai știam eu pe unii care erau designed in California și Made in China. Sincer, nu contează. Având în vedere standardul de calitate, dacă au respectat anumite treburi și par într-adevăr să fie de calitate, nu contează unde sunt fabricate. Practic tot un CNC, o bucată de aluminiu și o vopsitorie. Vedem că era undeva și sarcina maximă, care mi se pare importantă. Scrie max load. 625 de kilograme. Cam asta a fost unboxing-ul. Sper că vă plac jantele.
Mie îmi plac foarte tare, eu zic că e o alegere bună. Nu cred că modelul ăsta e foarte răspândit în România și țin să iasă per total un proiect inedit. Mașina asta va fi, să zic așa, va face parte din imaginea brandului pe care îl reprezint. Acum am nevoie și de ajutorul vostru. Cu ocazia asta vreau să vă și mulțumesc celor care ne urmăriți și am nevoie de ajutorul vostru să găsim un nume pentru Foresterul cu pricina. Eu am deja o idee, dar aștept sugestii și discutăm. După ce primesc ceva sugestii, dar în caz că nu ați ghicit, o să vă spun și ideea mea și să vedem ce iese. Poate găsim un nume drăguț care să ne reprezinte, va trebui să fie emblematic. Vreau să cuprindă odată marca Subaru și doi la mână faptul că vom obține o mașină de teren înaltă, puternică, cu un aspect, să zic așa, fioros. Pentru mai multe și pentru a fi la curent cu evoluția proiectului, dați un subscribe. Mie cam greu să zic treaba asta, nu-mi prea place, dar se pare că altfel nu avem cum. Și voi încerca de sărbători să vă mai prezint câte un pic și din atelierul nostru în care producem accesoriile din fibră de carbon. Vă las și ne vedem în scurt timp. Salutare!